Salut, săgetători! Voi face citirea pentru perioada 16 martie, 31 martie, o perioadă cu două conjuncții importante, conjuncția dintre Venus și Saturn, și conjuncția dintre Soare și Neptun. Conjuncții care sunt în Pești, unde se acumulează o energie foarte mare, dar și veți primi aceste explicații, steliumul din Pești, care le-ați mai primit de altfel la horoscop, dar pe 20 martie la ora 5 avem echinocțiu de primăvară, soarele face ingresul în Berbec, ora Bucureștiului, și să ne gândim și la luna plină din balanță, o lună plină care se perfectează pe data de 25, și o eclipsă de lună care nu este vizibilă de pe teritoriul României, producându-se la 9 dimineața, deci dimineața. Haideți să vedem ce vă arată tarotul Rider White pentru această perioadă, pentru voi, săgetători. Deci, ascendent, zodie, lună plină pentru femei în săgetător. Și iată o concurență, o rivalitate, o luptă pe care o aveți, o ciondăneală, pare să fie chiar ca o joacă între copii, cu mici bârfe, mici răutăți, intrigi, unde voi nu veți ști dacă câștigați la fel și ceilalți, dar toată lumea face tot ce face, sperând să câștige. Și iată, voi aveți un 7 de bâte, un 5 de spade și împărăteasa. Deci, voi am putea spune că orice blocaje veți avea, aveți tot ce vă trebuie pentru a depăși aceste blocaje. Nu vă încurcă nimic. Nu trebuie decât să vă folosiți energia, mentalul vostru. Și totuși, în ceea ce ar trebui să fie fericire pentru voi, fie că este vorba de iubire și veți reproșa ceva celelalte persoane, sau de relații, de creativitate, de hobby-uri, de distracții, toate impun această dispută, este o ceartă, este un moment în care voi vă descărcați furia. Cealaltă persoană va proceda la fel și nu veți mai lăsa loc de împăcare. Acesta reprezintă domeniul acesta unde voi ar trebui să fiți fericiți, s-ar părea că ați acumulat foarte multă frustrare. În schimb, împărăteasa vine într-un domeniu al cunoașterii, al studiilor, al performanțelor, al călătoriilor, al perfecționării, studii religioase, studii filozofice, juridice, unde această împărăteasă are și ea autoritatea ei, este mica benefică, care vine și vă spune: doriți-vă ce este posibil, fiindcă este deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Întotdeauna am putea spune că aceste dorințe de a ne dori ce este posibil este foarte important, fiindcă dacă visăm prea mult și ne amăgim singuri, nu vom ajunge la un răspuns. Resursele, bunurile materiale, cumpătarea, temperanță, locul de muncă sau sănătatea, cariera. Și iată că la resurse, bunuri materiale create de voi, prin eforturile voastre proprii, sunteți chiar voi. Că temperanță arată săgetătorul, arată echilibrul la care vrea să ajungă, să ajungeți și voi. Deci să studiați forțele astfel încât să le echilibrați și beneficiind de acest echilibru să puteți să vă aduceți în puterea voastră o persoană pe care o doriți sau să ajungeți acolo unde vă doriți.
Deci este un aspect foarte benefic, fiindcă acest personaj, nu, săgetătorul acesta, el cunoaște realitatea, el știe ce are de făcut, el știe ce să-și dorească. Deci să facă echilibru, să realizeze acest echilibru. La locul de muncă sau legat de sănătate, un 5 de monede arată generozitatea. Poate că cineva vă oferă câțiva bănuți sau cineva vă oferă o șansă să vă rezolvați o problemă, să arătați ceea ce puteți pentru a vă angaja într-un loc sau legat de sănătate, să faceți ceea ce trebuie pentru a fi sănătoși, pentru a vă recăpăta sănătatea. Dar este o generozitate care poate să fie și din partea unei persoane, dar și din partea voastră. Deci este o generozitate care, să zicem, vi se oferă, dar și voi puteți oferi la rândul vostru pentru alții. Doiul de bâte arată o așteptare. Voi în cariera voastră, menirea voastră, fie profesională, fie familie, fie societate, afaceri, voi ați fost în așteptare, ați așteptat tot timpul, fiindcă voi așteptați un răspuns, așteptați să se încheie ceva legat de o acțiune pe care ați avut-o cu ceva timp în urmă. Comunicarea voastră, contractele și relațiile. Păi în comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, voi veți avea în primul rând cu o persoană masculină, cu un bărbat tânăr, energic, hotărât, un luptător. Este vorba de un bărbat cu ascendent, zodie în gemeni. Un bărbat gata să vă rănească. Observați că acest bărbat are sabia ridicată să lovească. Deci o persoană capabilă de foarte multă, să zicem, duritate, răceală și chiar poate să ajungă la aspecte mai violente. Deci voi aici veți avea o comunicare destul de contundentă cu acest bărbat. Asul de bâte arată un început nou legat de un contract, de o asociere, de un proces, de o căsătorie pentru unii. Veți începe o relație nouă, o deplasare, o călătorie, veți face ceva, o energie, dar este o energie de început. Nu este o energie de final sau de așteptare, cum aveți aici în carieră. Este o energie de început. Veți începe ceva nou. Poate un contract, poate o asociere. Comunicarea voastră cu prietenii, cu protectorii, cu asociațiile profesionale se bazează foarte mult pe o comunicare rapidă, o comunicare modernă, internet, ceva de genul ăsta. Deci o comunicare foarte rapidă care vă ajută să vă rezolvați repede problemele. În schimb, acasă, în familie, în cămin sau din trecut, vorbim de schimbare, transformare, renaștere, karma voastră. Și iată că aveți aici în familie, în cămin, un doi de spade. Ne gândim la o situație în care voi ar trebui să faceți o alegere. S-ar părea că vi se propune ceva, să alegeți sau vi s-a propus ceva din trecut, să faceți o alegere. Dar este o alegere pe care nu o puteți face, este ceva imposibil de făcut. Acest doi de spade arată o așteptare, o stagnare pe care voi o acceptați, adică acceptați această stagnare fiindcă nu puteți progresa. Nu puteți lua o decizie, preferați ca divinitatea să intervină și să decidă în favoarea sau în defavoarea voastră. Deci să iau o hotărâre pentru voi, divinitatea. Doiul de cupe arată o schimbare a voastră față de o persoană. Vă gândiți că ar fi mult mai bine să ajungeți la o înțelegere, la armonie, să cedați și voi, să cedeze și celălalt, astfel încât totul să meargă spre armonie, spre aspecte benefice, spre înțelegere. Și ultima poziție, casa 12-a, unde avem sacrificiile,
Sacrificiul vostru s-ar părea că e legat de financiar, de bani. Un 4 de monede arată că trebuie să țineți de bani, să aveți niște plăți de făcut, aveți niște eforturi financiare de făcut și acest lucru vă face să încercați să împărțiți foarte bine banii, dar și să puteți pune deoparte ceva bani, fiindcă acest personaj, dacă observați, el ține foarte mult la acest bănuț. Deci, pentru voi, banul are o valoare foarte, să zicem, importantă. Deci, aveți două arcane majore, vorbim de împărăteasa, unde apare la cunoaștere, studii, călătorii, dar totul depinde numai de voi, dar și în resursele voastre, în bunurile materiale, ceea ce ați muncit voi, cumpătarea care reprezintă, de fapt, săgetătorul. Aceasta ar fi citirea pentru voi, mica benefică arată Venus. Aceasta ar fi citirea pentru voi, eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!